Bine ați revenit la Mobilissimo Pomoro, telefonul este Nokia Lumia 1320, jocul este Royal Revolt. Am căutat Royal Revolt 2, care a apărut recent, am vrut să joc pe acest device, nu a apărut pe Windows Phone, astfel că ne jucăm cu primul Royal Revolt. El este un joc foarte original, v-am mai prezentat până acum Tower Defense-uri, niciodată un Tower Offense și hai să vedem despre ce este vorba. Developerul acestui joc gratuit este Kin Games și acest joc vă poate aminti de seria Anomaly, dacă o știți. Iată, aici putem să aplicăm un boost eroului nostru, să cumpărăm de aici un Hero Boost și să continuăm. Activăm încă unul și încă unul și trecem la treabă. Aici chemăm unitățile. V-am spus, este opusul unui Tower Defense. În Tower Defense construim turnuri și turete, așteptăm valurile de inamici. E bine, aici noi suntem inamicii, noi pornim valurile de atac și ei se apără. Sus avem un fel de mini-hartă, unitățile roșii sunt cele rivale, unitățile albastre sunt ale mele. Și aici avem o bară care se încarcă și la fiecare unitate de acest gen pot să chem încă un soldat. Până acum am deblocat cavaleri și arcași, vor fi și vrăjitori ceva mai încolo, avem și balista. Avem la dispoziție în jur de 40 de nivele, 42 la ultima verificare, plus unele nivele bonus. V-am spus, abia aștept să joc Royal Revolt 2, dar pe Windows Phone nu este, probabil trebuie să-l joc pe iOS sau pe Android. Acestea sunt abilitățile speciale ale personajului, aceasta vindecă acoliții mei și aceasta dă foc inamicilor. Poți să deblochezi și altele, spre exemplu putem să îi înghețăm pe inamici, să-i lovim cu fulgere și altele de acest gen. Iată și o lovitură specială, aici avem două turnuri pe care trebuie să le lovim. Ce au specific aceste nivele? Ei bine, la finalul fiecărui nivel vă așteaptă o fortăreață pe care trebuie să o cuceriți și voi porniți cu propria fortăreață pe care trebuie să o apărați prin ofensivă de această dată. Dacă vă vine să credeți sau nu, există și o poveste în acest joc. Sunteți un prinț care a fost plecat din regatul său și rudele cele rele au pus mâna pe regat și acum trebuie să-l luați înapoi. Uneori acest joc mi-amintește de Thor The Dark World, știți că i-am făcut review cu ceva vreme în urmă. Ideea era cam aceeași, porneam cu Thor la luptă, îi chemam câteva unități și aveam un asediu de cetate la final și aici cam la fel. Toți aceștia cavalerii, arcașii și chiar și eroul au parte de upgrade-uri. Ați văzut că tot adunăm bănuți în misiunile noastre. La final obținem și o serie de stele, putem să rejucăm nivelul pentru a obține performanțe mai bune. Ok, iată și trupele noastre, soldat, arcaș, ambii cu upgrade-uri, magician și balista, apoi iată vrejile pe care le-am la dispoziție, avem stun și avem nevoie de încă 56 de unități de aur pentru a debloca, iată heal, firestorm, hammer strike, toxic cloud, avalanche, shield, multe altele. În acest joc există două modele de schimb, bănuții de aur și bijuteriile, care sunt foarte rare. Iată eroul nostru, putem să upgradăm sabia, armura sau casca, suntem level 3 deocamdată. Iată și misiunile bonus pe care nu le-am deblocat încă, trebuie să mai creștem un nivel. O zonă de setări, nimic interesant aici și hai să trecem la o misiune ceva mai grea. De-a lungul luptei voastre o să vă întâlniți nu numai cu unități rivale, ci și cu capcane. O să avem țepi care ies din pământ și tot felul de bolovani care cad peste noi. Este un joc destul de jucăuș. Copiii o să-l aprecieze. Dă senzația unui joc de tip Shrek, un fel de medieval amuzant. Cam asta este ideea. Dacă personajul principal era Shrek, nu era absolut nicio diferență. Folosim puterea de foc, mai vindecăm apropiații. Grafica nu arată deloc rău. Nu știu exact în ce an s-a lansat acest joc, mai ales că tocmai a ieșit Royal Revolt 2. Mă aștept să aibă măcar un an, dacă nu chiar doi. Dar el arată bine. Pe acest Windows Phone cu ecran HD, Nokia Lumia 1320. Dețineți că prințul vostru poate să și moară, deci ar fi bine să ne retragem uneori și să lăsăm unitățile să-și facă treaba. Am doborât niște turnuri, muzică eroică în fundal. Grafica, v-am spus, nu arată deloc rău. Sunt drăguțe și acele personaje rivale care mai apar între misiuni. Iată, a murit prințul, putem să-l înviem imediat, să-i dăm și un boost, consumăm bănuți astfel. Observați ce efecte grafice drăguțe are acest titlu. Aici sus vedem ce valuri mai vin, cu roșu, mai chemăm niște unități. Suntem cam copleșiți în această misiune.
Hai să-i mai vindecăm pe acești micuți. Iată, avem și obstacole și turnuri inamice, țepi care ies din pământ și tot soiul de capcane și alte unități rivale. Magicienul să fie de mare ajutor și acea putere de a îngheța o să fie și ea foarte utilă. O să vedeți că și inamicii se diversifică, o să apară tot felul de creaturi, magicieni rivali, o să vă înghețe și unitățile. Aici trebuie să stăm puțin să ne ferim de țepi, dar unitățile mele o să treacă oricum, așa că ar trebui să trimit și prințul să distrugă aceste capcane lovind acel mecanism. Este un joc care arată bine, se mișcă bine pe acest terminal cu preț accesibil. Eu zic că rulează fără probleme cam pe orice Windows Phone. Dacă mă întrebați pe mine, sunt sigur că puteți juca lejer pe un Nokia Lumia 520. Hai să mai chemăm unități. V-am spus, la finalul fiecărui nivel stă o fortăreață pe care trebuie să o luați cu asalt. În timp ce ea produce unități rivale, deci chiar dacă sunteți la poalele ei, vă treziți cu un grup de 5 soldați inamici care încep să se lupte cu voi. Folosim și un atac special. Vedem ce boost-uri mai avem la dispoziție, dacă vreți să mai cheltuim bani. Ok, hai să dăm și o notă. Royal Revolt impresionează plăcut prin grafică, prin originalitate, este Tower Offense și nu Defense. Îi dăm nota 8.70 din 10, e distractiv și de-abia aștept să văd cum arată Royal Revolt 2. Cam atât la Mobilissimo, 8.70 pentru Royal Revolt 1, testat pe Nokia, Lumia 1320. La revedere!